243/25 a 7/2017. În 15 consilieri locali sunt prezenți. 12 absentează domnul deputat de deputat Codruț, domnul Gabor Ionel și domnul Cuplăr Constantin. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și nu poate începe de proiect. Rog pe domnul primar să prezintă proiectul ordinii. După cum ați fost informați, în genere zi avem 8 proiecte de hotărâre și sunt diverse. 7 proiecte în raport și în 2 cine este pentru ordinea de zi? Procesul verbal de la ședința anterioară l-ați consultat? Aveți obiecțiuni? La vorbirea mea, am vorbit despre anunțarea cetățeanului de către diverse persoane, cetățeanului Alexandru din Comuna Arcăiu, și acum nu s-a specificat că am solicitat să constituim o comisie mixtă, consilier pe executiv, să se meargă în cartierul cu pricina, cu toate că executivul, în sarcina executivului, ar fi impunerea respectării construcțiilor respective a caselor. Și a doua chestiune, să fie motivate abținerile sau împotrivirile voturilor exprimate. Eu, data trecută la procesul anterior, așa, m-am abținut pentru că nu am primit procesul verbal în serie. Ce să votez dacă nu l-am studiat, nu l-am avut în față? Atât. Mulțumesc. Să înțeleg că data trecută v-ați motivat abținerea la procesul verbal? Da, da. Pentru că nu am venit procesul verbal. Pot să continui. Cine este pentru procesul verbal de la ședința anterioară cu modificările aduse de domnul Orheanu? Cine a lipsit? Domnul Durand, domnul Gabrilă, domnul Oprea și domnul Bologan. Abțineți, v-ați lipsit. Cine este pentru cu modificările aduse dumneavoastră? Da, bă. Împotrivă. Abține. Domnul președinte de ședință, vă rog să vă preluați. Da. În vedere că ne avem multe proiecte de ora de zi, avem un domnul Cojocean. Dacă vreți să participați ședințe și să spună diverse. Da, și de. Sau dacă nu, vă dăm cuvântul acum, începem diverse, ca să... Da, să pune și probleme și niște întrebări. Da? Sunteți de acord la asta? Da, da, să aveți foarte probleme. Da, bine, bine. Atunci vă ascultăm. Și mai durează. Da, vă ascultăm acum, vă ascultăm. Problema este la șosele de Viterbima. Care, prin ordonanța de contract pe anul 2014, postul primar, domnul Durand, avea obligația la asfaltarea drumului comunal Hârtiu Hânțen să suspecte contractul. Ceea ce nu a făcut. Vreau să mă întreb de restul, s-a făcut acum, se mai lucrează, s-a făcut recept? Ce răspundeți? Domnul primar, dați-o răspuns. Deci încă se lucrează, recepția nu e. Lucrarea este... Aici scrie până în 2014. Este o prelungire. Da. Deci este prelungire la autorizația de construire. Da. Da. Alte întrebări. Dar problema alta este. Deci asfaltarea s-a făcut din centru, de la stație, și nu s-a făcut de la intrare. De la intrarea Hârtiu, unde scrie Hârtiu, până la Vâncen și Revâncen. Ca așa scrie în contract. Se va face asfaltarea Hârtiu Hânțen. Deci Hârtiu începe de la Troița lui Băsâi. Acolo cine trebuie să pună asfalt? Și la școala veche lui Hânțen, nu făcut până la Florești. Cine pune asfalt acolo? Domnul primar, dați-o răspuns că să... Eu nu știu ce vreau, domnul primar vă vezi, că domnul primar. Nu, nu, domnul primar, dă-o... Eu trebuie să vă dau răspuns. Deci... Înainte să începe lucrarea, s-a mers un proiect. Eu nu cred că cei constructorul a avut îndrăzneala sau
tupeu ca să nu respecte proiectul. Deci de acolo a fost făcut proiectul, din punctul respectiv. Nu mai fost. Deci proiect. Proiectul se respectă în totalitate. Bun, deci începem. Timp de 3 ani, firma Girona a cărat mașinile Palas, de pe râul Mihailea, s-a timp de 3 ani. Zilnic câte 7-8 mașini la câte 40 de tone. Unde s-a dus Balastrul? Îl întreb domnul Lama. Că mă termine? Da, bine, a fost primar. Fost directivul. Păi, dar dumneavoastră m-a putut. Fost primar. Domnul fost primar. Sau cum trebuie să fac unul, domnul Lama. Dacă îmi dați voie să răspund, din câte știu, am avut o singură dată o discuție vis-a-vis de acest fundiș, de când am preluat cu mandat, și atunci s-a blocat imediat. Deci, de când sunt de la primărie, nu s-a. Da, am aici și chiar am semnat. Poate continuați, poate verifica. Am făcut o sesizare. Deci, domnul, dacă vă dați să spun acum, știi că ai făcut sesizare, chema poliția, ai românii, tot. S-au făcut niște lucrări de colmatare, conform legii și cu aprobările de lucrări de rigoare la momentul respectiv. Punct și de la capăt. N-ai avut răspuns acasă, n-ai avut tot altceva. Hiltiu. Să vă citesc ceva. Șoseaua Hiltiu. Cu ce n-a respectat eu contractul? Cu Gironaru. Da? Cu ce nu a respectat eu contractul? Pentru că Gironaru ce-a făcut? A luat frumbiș timp de 3 ani. Da? Și după terenul meu și din bara și mă rog, a pus zic. Da? Și-a pus pe drumul Hiltiu. Nu ați avut contract și l-a pus pe drumul Hiltiu. Da. Da. E falsă. Ba da, este foarte adevărat. Dacă hai să vă mai spun ceva. Ai ceva dubii, poți duce să se ducă la control. În momentul când a fost la fața locului și a venit poliția, de ce nu a mai venit Gironacul? Păi n-am mai vrut să decolmatăm, pentru că noi vrea să colmatez în fața ta. Citesc aici adresa din 23-a-3-a-2016. Subsemnatul Cojoce, așa e, domnul viceprimar. Orândarul Gabriel nu are la cunoștință despre decolmatarea colorului Mihaileasa, căiuți. Firma Girona, de 3 ani, 2013, 14, 15, 16, 4 ani, s-a cărat mii de tone abuziv, fără știrea primarului Florian Iulian. Oare este adevărat? Nu era pe 3 ani. La 3 ani nu era. Eu am lăsat că m-au cărat, am știut. Da, dar nu s-a decolmatat, primar, nu s-a decolmatat. Decolmatarea înseamnă râul ăla trebuie... Auză, domnul... Nu luat abuziv, nu luat abuziv. Asta nu merge la penal. Auzi... Da. De borș, cum ați așa. Eu nu vorb de borș, pentru că s-a făcut un proces verbal de constatare în care... Și ai acum, te-ai iritat faptul că... Nu m-ai iritat, ați spus... De la 112... Ceva. Ați avut contract așa, cu firma Girona, da. Cu Dragnea SCP, cu firma Sore Vațilan, Carabolea, bine, Carabolea Vațilan, și vin pe stat, distracție, contract. Da. Și care? Am avut de-o comună. Și banii ăștia, 4.400.000 și ceva. În Colna Mini, cred. Unde s-au dus? În Colna Mini, cred. Pentru că șosea nu te-a da, haideți ca să... Bun. Da, alte probleme, ceva e. Am venit aici să-l ascultăm cu atac la persoană. Nu-i convine ceva, să tot care și sta, să ducă să reclame, să controleze, să facă. Da, deci asta mă putem să este consider, nu recunoaște. Dar ce să recunosc că aberați în dumneavoastră? Însemnate de către primării și dumneavoastră. Da, bine, acționați dumneavoastră pe legale. Asta v-am mers și la prefectură. Altceva mai ales? Da, eu vreau sănătate și să știu. Bine, așa fie și personal. Da. Bun, trecem la ședința propriu-zisă și anume, primul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență. Bun, ședința este publică, dânsul are voie să... Dacă vreți, trebuie să... Și eu am cerut odată un ajutor social, că eram bolnav. Bun, dar nu mai. Dacă vreți, puteți pleca, dar trebuie să rămâneți. Nu vă trebuie afară. Da, bine, astea sunt chestii personale, le rezolvați dacă puteți lua. Nu s-a temat nici șoseaua, nici... Da. Deci, mai rog doar ceva. Poliția, că de cine este plătită?
Poliția locală sau poliția? Poliția, păi nu locală. Statul român. Statul român. Ministerul de Interne. Deci Ministerul de Interne. Am fost acum într-o zi la pădure cu jandarmi și nu știu ce și am fost la mișto cu tot curent. Deci dânsul are voie să facă gropi, să fure balastru cu acordul dumneavoastră, cu geronatul, cu soare, cu toate domnul, 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 domnul. Da? Asta acum a intrat în pădure, stați domnule, că se fură. Domnule, asta e altă. Se știe toată lumea. De aia sunteți consilieri. Nu, vedeți că faceți niște acuzații care... Deci, posibilitatea care se de fac mâine la parchet, la parchet... O să faci unde vrei. Pentru că eu nu fur curent, eu v-am stimat și trebuia să mă stimați, eu sunt plătitor de... Consiliul local nu răspunde de fondul monestiei, acesta de probleme. Da. A avea atâtea mașini și atâta avere nu se ia dintr-o salariu de clima. De muncă se ia. Am avut de acasă. Astea sunt alte, da. Se vede. Bun. Deci am... Două ore la tribună și ne mai trebuie la altă ședință, domn primar. Da, deci la primul proiect de hotărâre, domnul primar, dacă aveți ceva să ne ajutoare de urgent. Nu vă am amenit, dacă ați fost uitat. Nu, nu, ajutoare de urgent. Ajutare de urgent. A, ajutare de urgent. Mă gândeam la insolvabilitate. Nu, proiectul. Dați rapoart de amizare și aici. Avem două, da? Dați-l la domnul președinte acolo. Ăsta e a meu. Dați-l acolo la comisie. Deci avem ajutare de urgență, două. Da. Ajutare de urgență, unul pentru un copilaj bolnav. Cipotarul de la Popeni, din Marian. Trebuie să-i puneți în discuții cu avizile comisiei. Da, da. Așa și un pentru vorba din altor documentare. Da, pentru băiețelul ăla, pentru că la operație în cop. Nu am înțeles? Da. Așa? Momentan. Susținul și ne s-a făcut. Nu pot mai la 3.000 de lei și ce să trebuie pentru ajutor de mormântare pentru oricare lumină. Asta nu poate. Întrebări, dacă alte întrebări. Da, aici văd pe un aviz de la Comisia Economică ceva favorabil pentru curcarul, favorabil pentru jibotar. La ce v-ați referit? E simplu, nu-i clar. Se întâlnă la porți, îi dăm 500 de lei pentru curcarul și la dictatul îi dăm de acord. Sunt de mine. Deci avizul Comisiei, puneam în discuții în ședință, ăla cam ce-am dat favorabil, pentru ce s-a dat atât. Adică noi în Comisia am constatat sau... Suntem de acord să-i dăm la curcarul Lunița 500 de lei, iar pentru ciubotarul Mariana considerăm că nu se justifică, să-i dăm 3.000 de lei. Acum spuneți la vot și plenul Consiliului hotărăște. Da, celelalte comisii? Da, celelalte sunt favorabile. Stați așa un pic, aici trebuie adâncit un pic. Păi da. Discuția în legătură asta cu suma aceasta, că este o discrepanță între 500 și 3.000 de lei. 3.000, nu e o greșeală, nu? Nu, nu, domnul profesor, vorbim de un ajutor din mormântare, vorbim de un ajutor pentru o operație. Pentru viață. Pentru viață, pentru un copil. Nu vorbim, ajutor din mormântare, mormântare, e ca dat odată, dar Dumnezeu să mă ierte, că fiecare avem probleme. Dar pentru un copil mi s-a părut și vreau să vă zic că avem cu justificare 126-128 de milioane. 130 milioane. Este operația la Chișinău. Domnul primar, da. Dumneavoastră la primărie aici, din partea familiei, din partea domnului Vodor, aveți un dosar cu actele din care să rezulte necesitatea ta și vitalitatea acestei operații, inclusiv faptul că copilul este bolnav, este acest copil care și la școală am aprobat învățătoare la domiciliu. Eu cred că e în clasa întâi pregătitoare sau nu? Da? Da. Asta e despre asta este. Nu. De Marin, de Marin. De Marin Petronela. Cipotarul Mariana, nu știu cine este, dar... Dom'le, dacă primăria poate să facă gestul ăsta, eu mă declar și extraordinar. Și diferența de ce este așa? Una, am și-am considerat, una este ajutorul pentru viață, pentru a încerca să pui un copil pe picioare. A încercat, nu se știe dacă e sigur rezultatul. Și alta este un ajutor pentru mormântare. Dumnezeu să ne ierte, asta e viața. Ajutăm și pe cei cu mormântările, da. Dar apropo de Marin, și Marin, copilul Marin are probleme. Tot sumul are probleme. Petronela? Da, da. Și păi, sunt angajați ca... Ședea sunt prin dușul. Dacă o să depună documentul și cerere pentru ajutor... Deci, n-au ce... Omul ăsta se duce la o operație. Deci de asta au cerut ajutorul, nu? Și Marin are probleme. Nu, n-a venit, trebuie să... Are... Solicitești. Da, și după aceea analizăm și cazul ăsta.
Noi comisia am avut. Trebuia un pic, cum se spune, justificată, că e diferență mare între 500. Bine, unul e pentru votare, unul pentru justificare. La momentul ăsta nici n-am dat mai mult de justifică. Acum se justifică și sunt în păcat cu faptul că sunteți, cum să spun, miloși și putem să dăm această sumă la un copil. Da, să mai spui ceva. Faceți mențiunea că s-a mai, această familie a mai beneficiat de la Consiliul Local de niște bani. Cine? Această familie a mai beneficiat de niște ajutoare de la Consiliul Local, 4.000 de lei anul trecut. Și încă 5.000, adică ce facem? Adică, hai să vedem. Și altul cum e așa, nu ia deloc. Sau sunt alții și mai știi care nu iau. Da, și mai e. Nu s-a abonează și nu. Nu s-a abonează și nu. La sesizările de genul ăsta, noi am fost operativ întotdeauna, dar ca să ți se dea ceva, trebuie să cer. Eu nu pot să merg, eu ca și instituție, eu ca și eu primar. Ai, nu vrei să-ți dau, să te duci cu băiatul la operație? Sau să-ți dau ca să mergi la o recuperare la spital? Și vreau să puntez chestia. Sunt mult mai bucuros să vină la ajutoare acest gen de probleme, de cele de viață, decât cele de... Da. Acum... Voluntari poți să pun multe ce nu știu dacă e neapărat, că am mai dat și amurmântări, dar n-am dat mai mult de 50 de ani. Dar e vorba de... de viața unui copil. Cam așa e standardul, ăsta e tariful. Nu e ca om nu-ți pune ceva deoparte pe voluntari, dar e pus. Dacă e vorba de sănătate, e... Da, e altceva, e rău. Dacă îmi dați voi, că noi în comisia am discutat cazul mai aprofundat. Da, într-adevăr, să vină să ceară. Dar aici vă contrazic, domnul primar, dumneavoastră, ca primarul comunii de servicii de asistență socială, trebuie să aveți în evidență aceste cazuri mai deosebite și nevoile persoanei respective. Și vă spun de ce. Sunt cazuri când poate e un caz gen copilul ăsta, când părinții n-au niciunele și nu-și permite să-l opereze, nu spune nimic. Este caz de viață, suntem mai grave ca și el. De aici și copiii, părinții chiar n-au niciunul. De aia se spune că este ajutor din partea primăriei. Păi, haideți să le dăm mâine un ajutor lui X, care merge nu știu ce mașină și își face nu știu ce casă. Când ai o problemă de asta în familie, da. Eu nu spun să nu dăm. Suntem de chiar dacă are, poate dai și ăla care are. Dai mai puțin. Dar sunt și cazuri care nu au niciunile. Iar noi când am aprofundat un pic acolo în comisii și am văzut și eu am fost de acord dacă s-o dat de două ori. Pe mandatul meu, dar m-a aprofundat. Și hai să luăm un pic și situația reală, nu zice nimeni nimic. Da. Au niște venituri, vin, să mai fac și alte venituri pe lângă. Nu de asta am zis, în partea mea, trebuie să dați nu îmi deranjează. Dar trebuie aprofundat și de câți bani puteți da pe ajutoare. Că vine mâine un caz cu o operație de 1.260.000 de euro, că putem să dăm. Așa, haideți un pic să vedem ce venituri are. Și nici de... Soțul sau fost soț nu face nicio precizare. Are venituri, nu are venituri. Nu, cu asta bine, dar înțeles că are face venituri și nu se interesează nimic. Adică, nu știu, nici nu vreau să... Partea mea, vreau să cât vreți, puneți un miliard, nu s-o pune nimeni. Păi da, ți-ai citit, ca și venituri, familia beneficiază de 1.400 de lei indemnizație creștere copil de la stat, de la 3 la 7 ani, pentru minorul cibotarul Denis Marian. 1.065 lei indemnizație pe minor cu handicap gradul grav. Grav. 106 lei buget complementar minor cu handicap. 1.230 lei indemnizație, creștere copii. 200 de lei alocație. Și înțeleg că și mai are soț, mai câștigă niște bani. Și își construiește și casă și... Eu nu cunosc persoana, dar când află așa ceva, nu mi se pare chiar părinții, dar la alții când dă beneficia de la alții mai corect. Și 3.000 de lei. Cum eu de bun. Să... Da. Asta e punctul meu de vedere. Deci cazurile... Acele cazuri, într-adevăr, cum spune domnul Dulan, că sunt cazuri care nu au nici de unde. Nu se poate duce nicăieri. Doar noi putem îndruma prin asistența socială. Am anumite fundații, am mai făcut, avem UNICEF-ul, cineva să-i ajute, că nu poate să plece de la zero. Dar acest băiat, această familie, acest copil, nu, și la celelalte ajutoare, și acum, nu au mers numai pe banii primării. Deci să nu credeți dumneavoastră cu 30 de milioane o muștiu rezolvă problema. Poate îl duce la 300 de milioane, la 400 de milioane. Au încearcă și el pe la toate porțile și cred că de-aia și vine la primărie, că dacă nu venea. Nu, încerc, strâng de acolo 20-30 de milioane, de acolo 20-30 de milioane, ca să ce mai pun eu?
să pot să realizez chestia asta. Iar cazurile sociale, într-adevăr, care nu au nici de unele, care nu poate să susțină, nu poate să meargă acolo decât prin fundații, prin avem noi, prin UNICEF, prin unde putem să-i ducem și să-i... Și i-ar dă și noi, bineînțeles. Dar nu poți să susții tu, ca instituție, ca primării, toată cheltuiala pentru asemenea operații sau pentru asemenea tratamente. Domnul primar, ca să nu mai creăm precedente în legătură cu asemenea acestea mai substanțiale pentru copii, în special pentru copii și pentru speranța de viață, haideți să stabilim un plafon până la care putem să acordăm din primărie, din banii primăriei. Doi, odată acordați acești bani, dumneavoastră trebuie să le solicitați beneficiarilor măcar o factură de decont, fie pentru transport, fie pentru că dacă le dăm banii, s-ar putea, colegii au dreptate. Au dreptate. S-ar putea. Eu nu mă transpun în situația disperată a mamei. Sau dacă mă transpun în situația disperată a mamei, ceream mai mulți bani. Dar ca să eliminăm pe viitor discuții în legătură cu sumele, stabilim un plafon maximal care poate fi acordat de primărie, îl votăm acum, și la terminarea operației de salvare, beneficiarul să vină cu un minim de decont de deplasare, de spitalizare. Acum toate spitalele dau deconturi. Am trei stentori în mine, recent. Unul, o spitalizare am costat 6.000, a costat casa, 6.800 de lei și una 7.800 de lei, că îți două inelele. Deci există posibilitatea de a urmări dacă banii aceștia au destinația... Dacă îmi dați voi, când am aprobat bugetul, consiliu, am prins bani la situație de urgență. Și chiar atunci m-am gândit, am prins consistent față de ani din urmă. Deci am prins, sunt bani în buget pentru treaba asta. Nu se duc toți pe mormântări. Este primul ajutor dat, când sunt eu primar, pentru, nu ajutor de mormântare, pentru ajutor de viață. Deci toți bani, până la sfârșitul, până în decembrie, mai erau 700 de lei, 7 milioane. I-am dat la 3 milioane, ca parcă să aminte, așa, 350 la 1 ajutor de mormântare la Mărcer și 350 la 1. Iar din ce am avut un buget, acum am prins 3.500 pentru ajutor de cu urgență, da? 350 de milioane bani de aici, dacă era. Am zis, băi, rupem 30 de milioane, mă dăm și niște ajutor. Și mai avem și rezervă. Deci sunt bani. Sunt bani. I-am făcut în așa pe bugetul, încât să fie și pentru treaba asta. Dacă sunt bani prevăzuți din stat... Dacă se mai scrie ceva la vot, dacă nu... Supunem la vot cum? Întâi cu amendament? Fiecare se poate. Se spune la vot pentru că sunt avizele celorlalte două comisii. Da. Și se votează individual. Dar mai fost discuția asta în Consiliul Trecut. Da. Deci mai fost două cazuri și consilierii au împărțit și am stabilit atunci că mai sunt cazuri, chiar dacă se face un singur proiect de hotărâre, dar se poate separa pentru fiecare caz. Da. Deci, supunem la vot cazul domnului Porcaru. Înțeleg, cu cei 500 de lei? Da. Cine este pentru? Cine se abține? Dacă e cineva împotrivă? Da. Cum spunem, spre aprobare, cazul domnului, doamnei Ciubotaru. Cazul copilului. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Nu ies. Ați votat și voi. Ați votat? Da. Ai votat sau nu ai votat? Nu am votat. Două abținut. Da? Nu am două abține și două abținut. Da, trecem la proiectul numărul 2. Domnul președinte, nu este necesar și amendamentul acesta să stabilim un plafon maximal. Ați obiectul altii nu te face cum ai chestia asta. Da, inițial. Da, și nu putem stabili acum.
Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori. Inițiativa domnului primarul Dan Gabriel. Domnul primar. Deci avem un număr de 22 de debitori. Da. În toate la termină. Fără bunuri, fără nimic. Și băgăm în instrumentul să numai și numai procese de doare de amendă. Numai imens. Nu avem impozite, nu avem alte... și altceva ce-au putea la... Da, pentru operativitate, doresc cel care se scrie la cuvânt să sintetizeze, să nu intervină de vorbe câte ori, să-și concentreze ideea și să... Întrebi o singură dată, da. Domnul Orchean, aveți cuvântul. Domnule, am luat proiectul respectiv, am luat fiecare caz în parte și mi-a venit ca să-i fac o încadrare de 4 capitole. Face 22 de poziții înscrise în prezentul proiect, 14 sunt amenzi o care sunt datorate tulburării ordinii și liniștii publice. Poate procentul. 4. Încărcări reguli circulației pe drumurile publice. 3. Evidența populației și 1. Comerț neautorizat. Mă declar împotriva acestui proiect din stat pe motivul că nu pot fi de acord acordarea scoaterea cu ei. Nu sunt scutiți. Nu spuneți că sunt scutiți. Nu, sunt trecuți în alte... Evident, separat. Nu merită acest lucru, având în vedere gravitatea acordării faptelor pentru care au fost acordate amenzile, respectiv tulburarea ordinii și liniștii publice. Vă mulțumesc, am vorbit 1 minut și 7 secunde. Da. Cine se mai scrie la cuvânt? Domnul Sârbu. Suma totală pe care vreți să o abrogați este de 25.313 lei pentru fapte care sunt la circulație și dacă încalcă regulile de circulație să le plătească pentru că altă confiscație mașina, deci are cu ce să plătească, sunt la tulburarea ordinii publice să se mai mai departe de crâșmă și să nu mai urle și să mai dea cu pumnul în sat. Și mi se pare că este un caz de concubinaj din altă localitate și aici aș vrea, domnul primar, să facem un pic de ordine. Cine nu sunt cetățeni ai comunei Căiuț, nu au domiciliu în comuna Căiuț, să-și ia bagajele să fie de acolo, acolo unde este locul de opârșie. Fie că își pune portul în căruță, fie că își ia geamantanul și la gara, încă mai circulă trenurile de aici, să se ducă de unde au venit. Dar ce căriuțul ăsta e dormitor? Pentru... Dar timp cât are buletin, are procesul de bani venit la noi primărie, e domiciliul Căiuț. Păi da. E în concubinaj, o dată apară concubina din casă, nu se mai înțelege cu concubina. Da. Iar pentru comerț, nu știu ce naiba, dacă au vândut urzici și hripi la troiți acolo, îi dă amendă. Bă, poate o fi eu vândut astea ca să subziste, dar nu știu dacă e necesar să dai amendă că vinde urzici, că am mai auzit că sunt și cazuri de genul ăsta. Dar suma este mare, 25.000 de lei. Ce s-a făcut ca să se recupereze banii ăștia? O întrebare. Absolut tot posibil. Absolut tot posibil. Să nu credeți că astea sunt toate amenziile la primărie. Să nu credeți cumva cu o idee de a... Sunt insolvabili pe care îi învălim și ca mai recent. Păi este sunt insolvabili. Ăștia sunt insolvabili. Care nu au proprietăți, nu au mașini pe numele lor, nu au nimic. Este numit Orac Gelu, de 35 de ani, care are 5.476 de lei de vizeci. Banii ăștia s-au adunat în timp. Deci nu e o perioadă scurtă ca să faci suma asta. Vă spune, orașul e băiatul care e născut în Căiuț, stă la Onești, are domiciliu cum are în casa unor străbunici, și deci de asta este foarte greu să fii urmărit să iei bani și n-are niciun proprietar de curează acum în Căiuț. Care vine domnul primar sau ăla, ei sunt lucruri bune. Și vă spun de ce. Scaunul împovărarea primăriei,
cu 25.500 în condiții în care când te duci la o analiză financiară contabilă și ceri bani, spuneai atâta din casat. De fapt, banii nu se pierd. Odată ora gelul, dacă faci o neglijență și vine și își cumpără o mașină, să o schimbi sau să o facă și... Dați-mi voi, nu are mașină. Nu are legal ca acte. La prima proprietate, când l-ai prins, l-ai azi. Iei banii. Practic, banii, așa cum a spus, se duc într-un cont, indiferent cât se bate, cât se omoară, când nu respectă reguli. Sunt amenzi care i s-au aplicat pentru că nu a fost un lucru bun. Dar banii se duc într-un cont colateral care sunt urmăriți. În momentul când autoritatea locală îl prinde și poate să-i creeze banii, ia bani. A fost cazul lui Cosica, cum îi zice lui ăla de Pistilini, care a luat 400 și ceva de șapte. Manuel Ionela, cu 1.200.000. Ce îi face la fata aia dacă... Aceste sume de 25 de mine nu se pot transforma în zile de muncă, nu? Exact asta. Numai prin instanță. Exact asta e consumatul. Păi, întrebarea mea precedentă a fost ce s-a făcut. Și instanța a spus că să trecem la debitori, la absolvire? Asta e următorul pas. La absolvire nu sunt afrogate ca sume. Ele sunt menținute. Este urmărit, sunt atenția aparatului executiv de aici, de la finanțe, numai că stau un alt cont. Mâine, dacă spune ceva de recuperat, noi poate în contul ăla avem 3 miliarde ca să recuperăm. Probabilitatea de 53 de ani. Cred că o femeie de 53 de ani, mă promesc, una de 45 de ani, restul sunt oameni tineri sub 30, chiar și până în 20 care n-au nimic. Nu mai astea sunt din sofar. Mai sunt o sare bună. Să plăcați mereu. Dar asta nu înseamnă că dacă legea ne permite și putem să-i ducem undeva, să nu covărăm primăria, dacă prin metoda aceasta se despovărează primăria de sumele acestea restante, eu sunt de acord. Asta înseamnă că noi... Dar să nu încurajăm pe ăștia, ăștia fac chiolhanul și bătăi și încălcări de legislație și după aia dau așa, mai da, asta îmi amenea, că tot nu o plătesc. Vreau doamna secretar să le iau o lămurire. Piesa ultimă, dosarul de transformare a amenzilor în punctul comunității este hotărârea, dacă vă aprobați dumneavoastră proiectul. De bine, dacă nu, nu putem trimite la instanță. Da, pe lege trebuie să aprobăm noi. Dacă putem ajuta primăria să o să votăm și treaba asta, dar să nu mai încurajăm să... Bine, avem pe vântul... Toată documentația, voi trimite toată documentația. Da, să pot să văd. Domnul Matei Ionel are un pic. O remarcă, vreau. Vis-a-vis, m-am uitat pe lista asta, sunt 22 de persoane debitoare. Și un cumpărător, cel puțin pentru mine, este că numai unul este o singură persoană din pradă. Deci, în aprilie, este un pic mai liniștit. Și aia e din etic. Și aia e din etic. Exact. Și eu cunosc o singură persoană mai bine, nu mai spun nimic cine este, cu vreo o valoare mai mică, dar cred că se poate recupera, mai ales dacă se implică un pic cu poliția comunitară. Pentru că omul are țăruțe, care lemne, nici cu niște bani. Deci dacă noi putem transforma debitele astea în zile de muncă, se poate face ceva totuși. Nu știu la ce, dar la persoana asta s-a făcut. Dacă noi votăm acum proiectul, când și poți să înaintezi la judecători. Bine, să ceva la cuvânt? Bine, clar, trebuia să-mi dacă nu se mai înscrie nimeni, de ce la vot? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Da, deci. Vot împotrivă și nu abțineri. Trebuie să votează și să auzim și... Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii manualului de operare a platformei de depozitare și management al gunoiurilor de grajă. Aici e greșit un pic. Deci nu aprobarea însușirii, însușirea. Însușirea, da. Se însușește manual. Haideți că aici nu discutați să votăm. Da. Dacă sunt discuții... Cine își însușește manualul ăsta? Autoritatea locală. Autoritatea locală și Maria. Dar cine să și însușească? Trebuie de asemenea o persoană fizică tot. Noi, consilieri, dumneavoastră, primar, viceprimar, cine se însușește? Eu am văzut cine? Autoritatea. Ne suim pe tractor și facem operație. Asta e altă treabă. Manualul e manual.
Da, supunem la vot. Cine este pentru? Luați și faceți... Cine se abține? Eu. O abține? Împotriva? Este cineva? Uite, că aici ești roman de... Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuți pe anul 2017. Aici e. Aici e. Ce să scrie la cuvânt? Aici e. Ce să mai scriu? Banii de la un cef veniți să... Să vă dați? Da. Am plătirea amânați nota și gata. Doamna... Da, domnul Regă, aveți cuvânt. Mă mulțumesc mâine. Rectificarea asta înseamnă creșterea fondului la UNICEF prin recuperarea sumelor alea? Nu. Sumele alea s-au dus în contul primăriei, iar de la UNICEF tot în contul primăriei, dar vă rog să bani de salari la Petre. Exact. Petre, dar UNICEF-ul, deci avem două fete de la primărie, care nu sunt angajate de noastre. Sunt angajate, nu salarii la UNICEF. Banii vin de la UNICEF. Și mereu când li se dă banii la UNICEF, te rectificați. Lucrați în bugetul primăriei, ca să ajungă salarii. Omul ăsta care are propriu și ceva direct. Cu cine? Cu ăsta care se recupăra banii ăștia, de la trei persoane se recupăra banii. Inclusiv la dumneavoastră. Ce ați făcut? Ați debanizat cu UNICEF-ul? Este separat. Bine, puneți la vot. Tot n-am înțeles nimic. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține și eu? Concluzii, domnule. Când la buget, am fost mai bani sau pleacă, fără buget, se fac lucruri la fel. Da, trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuției bugetare pe trimestrul 2, aferent anului 2017. Cine se scrie la cuvânt? Împotrivă. Domnul Orchiană, pe scuvânt. Domnul Imei. Așa, iar domnule, la pagina 6 din prezentul comunicării de facere, găsim un capitol acolo indicator. Cu titulatorul cărți restante. Textul ar fi următorul. Total cărți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv aprilie-mai-iulie. 137.366 de lei. Din care sunt două capitole, sunt nu trei capitole, poate pentru care vă întreb următorul lucru. Dacă suma de 15.430 adunată cu suma de 16.025 de lei, respectiv la capitolul sub 30 de zile și peste 30 de zile, care însumează 31.455 de lei, și care o scădem din 137, ne-ar mai veni 105.911. Cum pun să fac următoarea remarcă. Dacă primarul ne anunța înainte de ședință că are sistemul informațional puternic radicelar perfect important, vă rog să se rugați, domnule primar, persoanele angajate în primărie să nu se pronunțe, că las că le îmbrobodim noi, că și așa ăștia cu cifre nu să se priceapă și chiar o treabă la care este atât de bărbăreț, să-l punem la punct și îi mădăm urechi. Eu vă rog să îi rugați să se abțină. Așa. Deci ați notat pagina 6. Mergem mai departe că ceasul merge. Vremea trece. La pagina 10. Punctul 6. În care se face vorbire despre cheltuielile alocate și decontate pentru dezăpeziri, reparații drumuri, reparații poduri, reparații panou, cumpărări de bănci. Mă întreb, care panou l-ați reparat? Informația mea îmi spunea că a fost stricat un panou, astfel încât 160 de milioane să plătească primăria să repare panoul respectiv, nu cel care l-a distrus. 2. 540 de milioane. În ședințele precedente ați ridicat problema băncilor, care a spus că băncile, când cineva a propus să fie date și predate din spatele primăriei unde erau depozitate, băncile respective, eu v-am întrebat, sunt plătite? Nu sunt plătite. Păi nu erau plătite. Păi nu erau plătite, păi s-a un pic. Prețul băncilor respective, mie mi s-a părut mare.
v-am rugat frumos, haideți, doamne, să ne aplicăm asupra lor, să facem o analiză de preț pentru producerea unei astfel de bani, să ne întrebăm de ce costă 540 milioane, câte bănci, când nu spuneți câte bănci, foarte frumos. Deci ca pentru îmbrobotirea noastră, așa cum s-au pronunțat angajați din cadrul primăriei, e foarte, lăsați o cifră din asta, așa, ce ziceți, gata, ne-ați repatat cu totul. Câte bănci și care este prețul unitar per bucată bancă plătită după ce noi am hotărât, nu le mai plătim, domnule, și dacă o să fie să facem bani, o să le facem cu alt cineva. M-am oprit. Da, domnul primar, dat. Am și eu, am scris și eu. Da, se dea. Răspunde la urmă, domnul. Da, să vorbească, domnul. Da, domnul, a zis cuvânt. La urmă. Am zis că poate... Da, la urmă. Bine, domnul. Ne facem dialog. Da. Mă duc să cuvânt. Da, eu zândeam că domnul Orcheanu vorbea și acum vreau să-i spun public când chiar n-am nimic cu dânsul, dar mai corectez așa administrativ. Deci când a spus acolo, într-adevăr, plăți restante. Și v-a scris contabil la jos 150 sau 160, plățile care ați depășit 1,30 zile, poate 1,60 zile, termenul legal de plată. Iar restul sunt restanții. Deci a scris bine contabil la acolo. De-aia zândeam în domnule, domnule, ori că la a doilea, dați-i voi, domnule, nu ați scris, răspundeți. Chiar eu trec la urechitoare. Este mediul rău. Că din noaptea, dar vreau să vă spun că asta am înțeles în primul hotărâre. Nu mă abțin. Iar... Ia, spuneți, da. Atât. Nu mai zic. Domnule, vreau să vedeți că Durlan nu spunea. Eu îți spun următorul lucru. Deci dacă nu știm a vorbi limba română toți, dacă avem pretenții că suntem simțuri de ca, știți cum așa, total plăți restante. Se dă o sumă pe total plăți restante, 137.366 de lei, din care sub 30 de zile și peste 30 de zile. Cele două, deci din total sumă plăți restante se împart în două. Cele două plăți adunate, nu dau suma din care, pentru că aia trebuie împărțită toată, din care ea trebuie împărțită pe cele două capitole. Sunt 30 de zile și peste 30 de zile. Vă rog, domnule Durlan, abțineți-vă să-mi dați lecții de interpretare. Vă dau, pentru că puneați să mă înțelegeți. Restul nu va avea diferența, că interpretele legale de plată. Domnule președinte, nu vă atenționez. Nu fac dialog cu domnul Durlan, aveți capacitate să conduceți ședința, astfel încât cel mult primarul poate da. Dea, poate și dumneavoastră, domnule președinte, nu ceilalți consilieri. Domnul din executiv, doar de am dat răspuns, mi-a spus o părere. Nu mi-a spus o părere. În termenul legal, este diferența. Dacă faci 15.430 plus 16.025, nu sunt în termen legal. Mai este o persoană care îmi dă dreptate, deci care știm limba și domnul sau scriere. Recunoaște că mai trebuia pus o liniuță și să plus, domnule, de ce vă vedeți cum e domnul Orcheanu în viață, două lucruri distincte. A știa vorbi și a știa scrie. Nu-i neapărat ca cel care știa vorbi să știe și a scrie. E o diferență mare. Dacă știm cu... Haideți ca să nu o degenerați. Da. Dar nu, că dânsul a spus a știa vorbi și a scrie. Da. Și a spus, nu toți care vorbesc să scrie. De... Mai aveți ceva de... Nu sunt mulți scrierea. Nu sunt mulți scrierea. N-am putut să le mai dăm înapoi, le-am ținut un an de zile, un an, cred un an și, la un moment dat tot trebuie să le plătim, că a venit biserica... V-am cerut acordul dumneavoastră. Am discutat o ședință la Consiliu, a venit bisericile, n-am mai dat la niciun cetățean, nicio bancă, din acele 100 de bănci care au fost aici la primărie. Dacă le-ați văzut la Săpătoarea sau Crimălii, au fost duse acolo, o să apară și la 29 august, o să apară bănci și la Săpătoarea Bradului și am dat numai la instituții, la școală și la biserică. Restul le avem aici la primărie. Dar le-a făcut acolo. Au fost acoperit, ați oponit răspunsul la întrebarea mea până peste poate. Cât costă o bancă? Cât costă un coș?
500 și ceva de lei a fost o bancă. Cât? 5? Nu, facem 100 de bănci împărțit la valoarea de acolo. Dați, iau un pic de apă. Și ne dă exact în sus. Iau un pic de apă. 400 și ceva. 400 și ceva. Da. Domnul, mai aveți vreo... Da, da, da. Vreau să fac o remarcă. Aici spune sus execuție bugetară pe trimestrul 1 a terenului 2017 și în convocator scrie execuție bugetară pe trimestrul 2. Pe trimestrul 2, da. Pe trimestrul 2. 2. Asta e din, din calculator. În măsura în care mă pricep eu la cifre, m-am verificat că în astea 6 luni de zile, primăria are niște rezultate și execuția bugetară se încheie la total venituri cu 101,3%, ceea ce este un excedent. Excedente la încasări sunt și la alte capitole și îmbucurător la taxe și utilizarea bunurilor 144,2% și la amenzi, penalități și confiscări. Nu știu de ce îi absorbim pe aia dacă ați înregistrat 176,8% la penalități din confiscări și amenzi. Deci, eu vă laud acum aici, cu ceea ce am făcut voi mai departe. La capitolul cheltuieri, m-am uitat și la cheltuieri și am văzut că procentajele sunt sub valoarea de 100%, deci sunt cu mult, adică nu cu mult, sunt sub nivelul maxim de cheltuieri. Deci s-au făcut și aici economii. Dacă în interiorul acestui buget s-au achitat niște restanțe, să dau și niște bani pentru lucruri care vin chiar dinaintea mandatului nostru, este bine că aveți bani să faceți treaba aceasta. Dar de asemenea, ca să eliminăm orice fel de discuții în legătură cu achizițiile acestea de la persoane fizice sau juridice, un pic dubioase, mă refer la speța băncilor, vă propun ca pe viitor aceste achiziții să se facă numai după ce vor fi aprobate de Consiliul Local. Sunteți de acord? Mulțumesc frumos! Din această cauză, datorită faptului că bugetul este o oglindă a activității dumneavoastră și este favorabil din punct de vedere al încasărilor, eu am să votez acest capitol, acest aflat. Îmi dați voie să spun. Da, vă răspund. Am creat o obișnuință în fiecare luni dimineață personalul la primărie, întâlnim în această sală 10-20 minute jumătate, în fiecare luni dimineață. Vreau să zic, doamna Ioana, în prima luni a lunii următoare, îmi prezint încasările și comparația vis-a-vis cu aceeași lună anului anterior. Ca să știm cât de tare apăsăm, să nu stăm, să fim mai în urmă cu încasările. Deci vreau să zic că și astăzi am amășetit, a fost prima luni și la momentul ăsta stăm vis-a-vis de anul anterior, stăm mai bine cu încasările. Da. Chiar dacă impozitul s-a mai diminuat, cât s-a diminuat puțin acolo? Da. Băi, un leu, 5, 10, dacă este mai mult, nu este mai puțin. Asta vreau să vă... Da, domnul Donald, mai veste. Deci, vreau să fac și eu completare vis-a-vis de execuția bugetară, să vă spun un lucru. Acolo, în execuția bugetară, nu are cum să reflecte banii în plus sau în minus, este bugetul local, în afară de rectificările care au fost. Dacă sunt restanțe la plăți, să spunem 70% din 100% că se putea face plăți pe trimestrul 2, asta este din cazul, pot să fie unele lucrări în derulare sau anumite achiziții care nu s-au plătit sau nu s-au finalizat în semestrul 2, se vor plăti în semestrul 3. Deci de asta vă spun, pentru ca să înțelegi una și bună la început, într-un buget dintr-o 100, țes 100 în decursul unui an. Da, mersi ceva cuvânt? Dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Sunteți atenți? Se votează. Cine este pentru? Cine este abținut? Cine este împotrivă? 9 pentru, o abținere și 1 împotrivă. Mă rog, 10. 10 e 1 și 1, da. Nu e și ala. Deci, la proiectul numărul 6.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Căiuți, numărul 1/2011, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică din Comuna Căiuți. Aici, domnul Șchean, văd că are un amendament prin procesul verbal din comisie. Îi dăm cuvântul pentru început, după care celălalt să vă răspundeți. În prezentul proiect, așa, în legătură cu ordinea și cu siguranța publică, domnul primar, nu, doamna Giru, face un lucru fundamental și să spun că vor fi eliminate articolele 8, aliniatul 4 și articolele 9 din vechiul regulament de funcționare a Comisiei Locale de Ordine și Siguranță Publică. M-aș fi mulțumit dacă în prezentul proiect, aș fi fost mulțumit, stați să punem în vedere, dacă în prezentul proiect n-aș fi regăsit următoarele lucruri. De fapt, nu s-a rezolvat nimic. La articolul 8, aliniatul 2, spuneți dumneavoastră următorul lucru. Propuneți-vă. Ordinea de zi va fi stabilită de inițiatorul convocării Comisiei Locale. Mai departe, nu, el nu este singur. Ne ducem la articolul 5, aliniatul 2, și spune că, convocarea membrilor comisiei se face de către A, primarul comune, B, de către o treime din numărul consilierilor locali și de către tot o treime din cazul în care convocarea nu se face de cei prevăzuți la B și C, îi se dă posibilitatea primarului ca ordinea de zi să fie propusă doar de dumnealui, conform articolului 8, aliniatul 4, din vechiul regulament de funcționare care spunea că ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei, numai cu acordul președintelui acestui. Deci, atât că nu a fost înlăturată această situație. Mai departe. Articolul 8, aliniatul 3, ordinea de zi a ședințelor se aprobă de membrii comisiei la propunerea președintelui, spune, a președintelui comisiei locale, respectiv tot a domnului primar, care este președinte. Corect, nu sunt împotriva așa. Dar nu mai spune și a membrilor comisiei. Altfel spus, ne ducem la articolul 9 din vechiul regulament, membrii comisiei locale au dreptul să ia cuvântul cu înființarea președintelui. Sau altfel spus, de ordinea de zi a ședințelor nu poate fi și a membrilor comisiei. De ce nu s-a mers, să spune, la propunerea președintelui comisiei locale și a membrilor? Deci să aibă și posibilitatea să propună. E deductibilă treaba aceasta, că nu poți să faci ședințe numai cu primarul. Primarul singur de comunitate. Cui este primarul? Domnul Șervo, eu sunt foarte explicit. Nu este vorba de desfășurarea sau de ședință. Este vorba de ordine de zi aprobată de către membrii comisiei la propunerea a președintelui. Păi la ce nu mai are propunerea? Sunt un tot de acord cu domnul Orteanu vis-a-vis de Consiliul Local. Eu propun altceva. Când mai sunt probleme de astea, făcut un regulament, de făcut ceva, de fiecare comisie stabiliți cine doriți să lucreze la regulament, să știi la comisia cu care X, Y, să duci, venim cărțile făcute, noi să pe cuvântul ăla. Tu mai ați văzut de părerea mea. Dar dumneavoastră, de ce îmi puneți această întrebare? Că așa ați convenit dumneavoastră cu noi, că dacă sunt probleme, le discutăm înainte. Dar de ce? Să dea bine? Eu n-am înțeles așa. Să dea bine cumva pe ecran? Să dea bine pe cumva pe ecran? Asta e rolul comisiilor până la urmă. Păi da, și care e problema? Dar eu nu sunt angajat cu... Eu vin la ședințele convocate, realizez ședințele de comisie, mi-am pus de acord cu membrii comisiei din care fac parte, am dezbătut acest lucru, nu îmi impuneți dumneavoastră să vin cu ei. Doamna secretară, vă rog frumos. Deci dacă rugămintea mea, am cuvântul, rugămintea mea este următoarea. Vă rog să vă aplicați cu mai multă conștiință asupra textelor pe care le emite în proiectele respective. Deci dacă ți răspund de asta e bine, dacă nu,
Nu mai reproșați mie de contrariul pe care îl aduc prin discuțiile și înscrierile mele la acum. Vă mulțumesc frumos! Am remarcat și eu că acest regulament este un pic sufos, cu foarte multe generalități. El trebuie lucrat și constă redus la obiect. Deci dacă este vorba de ordine publică la nivelul comunii Căiuț, trebuie inserat cu precizie rolul poliției locale în asigurarea ordinii publice este alături de poliția de stat. Cealaltă care are ajutant în frunte. 2. Este bine că s-a eliminat sintagmele acelea gen la propunerea primarului sau cu aprobarea primarului, pentru că în anterioarele perioade, dacă s-a aplicat acest regulament, era o încălcare la dreptul de exprimare a cetățeanului, o activitate nedemocratică. Din ce am citit eu la articolul 5 aici, convocarea membrilor de comisie se face de către primarul comunei Căiuț o dată, de către o treime din numărul de consilieri de două ori și a treia convocare o poate face două treimi din componența comisiei locale. Dar peste toate, domnul primar are această latitudine de a putea și convoca și dânsul. Poliția locală este direct subordonată primarului. Ce rugăminte am domnul primar? Acordați, vă rog, un paragraf, două, rolului poliției locale în această operă de ordine publică locală. Da, am terminat. Vreau să mai spun că tot timpul când apunăm de discuție, am zis ca să fim mai pragmatici. Textul și ceea ce v-a prezentat administrativul este proiect de hotărâri. Foarte bine proiectul putea fi luat, modificat și venit cu amendamente pe el de la cine dintre noi. Comisia Economică lucram pe el, astea sunt amendamentele noastre, le-am supus. Citim propunerea dânsului, propunerea noastră și gata. Asta e rolul. Alineatul 3. Ordinea de zi a ședinței se aprobă de membrii comisiei la propunerea președintelui. Deci primește o ordine de zi și o să pune la vot. Așa rugându-se. Propune la ordinea de zi, poți să aduc oricine. Oricine, primarul comunei, o trimite numărul consilierului. Nu trebuie să propuneți. Nu trebuie să spuneți că eu pot să propun, dacă spune la propunerea președintelui comisiei. Ordinea de zi. Păi da, dacă ordinea de eu m-am legat mai sus, depozați ca să mă ascultați în întregime. Ordinea de zi va fi stabilită de inițiatorul convocării. Da. Inițiatorul fiind trei. Existând posibilitatea să fie trei. În situația în care inițiatorii ar fi ultimii doi, recte, consiliul local cu o treime, sau două treimi, comisia locală de ordine și disciplină cu siguranță publică, alea două sunt cazuri fericite. Dacă este nu la inițiativa primarului, atunci ordinea de zi nu mai poate fi stabilit. Poate fi un proiect. Doamna secretară. Un singur cuvânt greșit acolo. Toți membrii comisiei la prezentarea de asta merge și lucrează cu regulament și veniți la fața. Cel care a convocat, poate să propune consilierii, nu? Nu, cel care a convocat propune. Da, propune la vot, dar nu propune. Spune la vot, era ceva. Nu ne propune și avem să pune la vot. Deci propune comisia și supune la vot primarul. Deci prezintă la vot. Peste tot ordinea de zi poate facă și comisia, dar de convocat convoacă președintele la orice. În lipsa acestea următorii, care scrie în regulament. Nu e convocarea și nu e aprobarea. Dar de ce m-am amânat și lucrez toată comisia la și ce-mi doresc din consiliu? Lucrez la
această lucrare și gata, tot. Eu zic să nu aprobăm, pentru că este subiect de consiliu. Nu în poziția asta. Nu, dar putem amâna. Putem amâna aprobarea. Dacă a aprobat, nu mai puteți să modifice. Eu propun să-l amânăm și... Nu ne trage de mult când ai zis și să fie în următoarea ședință. Da, dar cu precizarea clară, ca toți cei care sunteți interesați de consilier, mergeți și lucrați la el, sugeți-l cum vreți. Bine. Da, dar dacă puteam pune o virgulă și trei cuvinte aici și o aprobăm astăzi să nu mai avem un cred că să-l plimbăm să-l ducem. Da? Cum vreți dumneavoastră? Nu cum vrem noi, nu vrem. Dar să facem cum trebuie, nu cum vrem. Că putem să avem și prerii împotriva. Puneți-l la vot cu amendamentul domnul Chiam și gata. Păi da, amendamentul... Eu propun să-l amânăm. Propun să-l amânăm și să-l mai revedem. Să lucrați la el și vedeți cu forma finală și gata. Că noi cred că atât e urgent. De-aia nu poate. Cu amânare. Cu amânare. Cu amânare. Nu se lucrați. Poliția locală are o legă la care o iei funcționarea. Nu mai este la poliție. Nu mai este la poliție. Hai cam... Deci, trebuie să vă spunem la poliție. Să nu treacă și să-l suspendă direct. Nu, cum? Nu spune la voastră că treacă. Nu, nu. Și același lucru, nu? Și revenim cu el într-o altă ședință. Îl retrage după ordine. Da. Păi, dacă vă mulțumesc dumneavoastră, cum ai stat până la urmă. Aie, asta așa. Îl retrage pentru... Nu s-a bani la următoare ședință. Cosmetizare. Bun, atunci... Doar de când n-au gustit, cam ocupat ședințele. Bate în capul și cu asta. Următorul. Dar pentru faptul că se amână și urmează să discutăm în ședința următoare, de fapt ești eu la parte ca consilier în această comisie. Ar dori să fiu anunțat 2-3 zile înainte ca să mă apăi și oasă. Să veniți o să vă invocați să lucrezi cu regulament. Toți cei interesați din Consiliu stabiliți. Aveți acum proiectul. Păi am proiectul. Da, pentru că vreau să nu mai spune la poate și la următorul proiect pe ordine de zi. Și anume, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului specializate al primarului Comunei Căiuți și din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliului Local al Comunei Căiuți. Aici domnul, văd pe procesul verbal de comisie, domnul Turnan a venit cu o precizare. Dacă vreți să susțineți ceea ce am spus în deschiderea. La cadrul Comisiei Economice am venit cu o propunere vis-a-vis de salarizare. Așa, după ce am gândit, așa am discutat cu dumneavoastră și vreau să vă spun de ce am gândit așa. Am zis că primarul, viceprimarul, sunt persoane care vin și pleacă din administrația publică locală. Conform noi legi, domnul primar nu și-a fi propus salariul care e, dar e. Și am zis ca să nu se facă un decalaj atât de mare între salariul primarului, să spun chiar și a viceprimarului, că mă uitam la ce propunerea de dumneavoastră undeva între primar și secretar și șef biroul contabilitate, să spun și ceilalți salariați, discrepanța era de 2-3 ori. Asta este o propunere de-a mea, în cadrul comisiei care economicează așa vizul favorabil și ca să spun asta, constatăm secretarul al UAT 5800, șef birou, cred cu contabilitate 5700, iar în jos auditor de la 31-35, principal de la 3050-34, consilier inspector superior de la 3050-34. Astea sunt aici, dacă e să dăm citire, primul la referent superior 26 la 21.500, principal 24 la 2.100, asistent tot la referent 22 de la 20.50, consilier 22 la 20, 21 consilier gradul 1 de la 19.500, secretar de actilograf 20 de la 19, 19 de la 18 paznicu. Am zis ca na, ca propunere și am zis că diferența cred că nu va fi chiar așa de mare ca Consiliul Local să nu poată susține. Și eu vă spun de ce zic, că nu se știe legea cât rămâne și cum sunt. În 2008, într-o nebăgare de seamă, când s-au făcut niște salarii, tot pe o lege sau ce era atunci,
am fost induși în eroare cu niște lucruri și nu s-au mai putut regla lucrurile până la astăzi, câțiva ani, cu 9 ani. Și am zis că așa ar fi ok, cât de cât apropierea să fie aceeași, pentru că și cei din administrație vedeți zilnic nivelul de muncă și tot ce e. Asta este propunerea mea și a Comisiei Economice, care îi mulțumesc și-au dat avizul favorabil pentru această propunere. Da, mă, și Comisia Economică, nu Comisia Juridică, care tot aceeași. Aceeași poziție. Da. Alte... Comisia a aprobat comandamentul, se spune la vot comandamentul propusul noi, nu? Da. Să vedem acum și domnul primar cum ce-a avut în vedere, adică de cum a făcut să ne justifice și dumneavoastră în punctul de vedere. Da, păi trebuie, da. Da, pe care am urmat la răsos. Domnul Mătă, te răspund. Vis-a-vis întrebările de salarii, trebuia consultat și Consiliul Local sau la dumneavoastră ca primar sau vice-primar? Păi așa nu-i consultă. Consiliul Local aprobă. Păi tine, dar toată nu aprobă. Ce-a ce nu, v-am întrebat. Nu e obligat nimeni să... V-am întrebat dacă trebuia consultat Consiliul Local sau nu. Dacă de-aia noi am venit cu amendamentul care a venit de la Comisie. De ce mă întrebi de domnul Dodan? Nu am întrebat. Da, mă întrebat. Asta e doar. Alte discuții, dacă vreau. Este o lege, domnule, aici așa. Noi discutăm dacă infirmăm sau confirmăm o lege. Dar e o marjă, domnul. E o marjă în lege. O marjă. În marjă aceasta, între minim și maxim, asta este treaba primăriei. Primăria este instituția care se ocupă de administrarea între ședințele Consiliului Local. Noi, ca consilieri, luăm la cunoștință că statul, guvernul României, este generos și majorează salariile. Cum le aplică dumnealor, asta e altă treabă. Pentru că majorarea aceasta de salarii și acordarea de salarii se face în funcție de utilitatea muncii și de hărnicia pe care o desfășoară fiecare în instituție. Aprecierile în legătură cu personalul din subordinea primarului, a viceprimarului, sunt atribuțiile dânșilor, domnule. Și dânșii pot să spună, domnule, ăsta are 10 ani vechime și vine la treapta a doua de salarizare, ăsta are 20 de ani vechime și vine la treapta a treia de salarizare. E subiectivismul dânsului, a primăriei, care... noi ce putem să facem acum? Să spunem, nu suntem de acord cu legea Guvernului României? Da, domnul, hai, dar nu e la... Vă rog, domnul, să răspund și eu. Asta nu înseamnă că suntem obligați să aprobăm asta. Deci, formal, putem să... Păi, de la aprobăm astăzi, că este operabil această lege și se aplică de la tâine, de mâine. De mâine se aplică. Da, puteți vota dublu nostru. Puteți vota ce vreți, nu... Da, dar eu vreau să vă spun ceva. Deci, ca și consilier, se pare că ne lovim de mai multe lucruri vis-a-vis de funcția de consilier. Într-adevăr, și primarul, adică și primarul își alege, vorbește, își pune salarii, dar de ce nu le aplică singur dacă nu le trece prin vot pe acel local? Corect. Da. Ori dacă noi putem face propuneri la legea salarizării și putem veni cu amendamente, cine ne oprește să o facem? Bugetul aprobăm noi. Că, într-adevăr, cum am discutat înainte cu domnul primar, mai sunt probleme, de poate să-l lovească pe anumite investiții, anumite cheltuieli, dar zic, dacă e consens, pot rezolva toate. Eu asta am zis, am mai vorbit în două săptămâna salarizare. Mărișoare față de noi. Să nu cam veni cu o propunere să repar ceva mic, o propunere pe care zic. Băi, este normal ca și cei de jos să muncească să avem niște salarii decente, ca să poți să-i spui omului, ți-am dat, dar fă-mi. Eu da. Vreau să decidi dacă sunteți de acord sau nu cu amendamentul meu. Da, bine, spunem. Domnul Matei, aveți cuvântul. Din punctul meu de vedere, era corect ca să putem analiza în cunoștință de cauză ca noi să avem fișa postului pentru fiecare funcție în parte. Pentru că noi acum discutăm ceva abstract, consilier, dar nu știm ce îi spune consilier de la atât, dar trebuia să văzut fiecare atribuțiune.
Acum, trebuie și spune ce mai bine atribuțiunii și doresc că domnul primar a gândit că pentru postul respectiv atribuțiunitare este provenit suma respectivă. Așa gândesc eu. Că... Mulțumesc. Asta vreau să spun și mai de-așa. Dacă nu aveți acolo, era vorba de simulare. Aveți, nu se rog, aveți să cumpăr domnul Oșteanu. De fiecare dată când vorbeam, mă opresc în fața apantiu sau mai știu eu. Un lucru vă spun. Dacă v-ați fi aplicat cu atenția asupra acestui proiect, ați fi citit pagină cu pagină, vedeați că primarul în calitate de ordinator, principalul credite, gestionează sistemul de salarizare, că legea 1, legea 153, articolul 11, alineatul 1, îi dă dreptul să facă propuneri, iar nou, care, nou Consiliul Local, care suntem deliberant, ne dă posibilitatea să aprobăm propunerile primarului sau nu. La zicurile domnului Sărbu, ar fi înțeles ascultătorii acestei ședințe că noi nu avem această putere. Eu vreau să reamintesc, am invocat și legea și articolul respectiv, că noi avem acest drept să aprobăm propunerile primarului. Achisez la domnul Matei prin faptul că și noi, ca să aprobăm sau nu, să nu fim numai simpli dătători cu părerea, ar fi fost mai bine și pentru noi să avem fișa postului cu nivelul de încărcătură pentru fiecare, cu indice de performanță impus de executiv pentru angajații primăriei și atunci ne-am dat seama așa. Și după bunul mers al lucrurilor în comunitatea noastră, ne-am fi dat seama dacă în domeniul de care răspunde un salariat sau nu, treburile sunt puse în rând sau nu. Altfel spus, eu vă propun un lucru. Dacă ne-am permis un proiect de hotărâre să-l amâneam, veniți cu fișa postului, ca să nu se poate. Iată lucruri iar care nu se poate. Nu este imposibil. Dar o să rămânem personal. Adică, ca să facem un... fără salariu. Păi, iată de ce, hai să facem altă propunere. Să nu venim cu proiecte de hotărâri aprobate astăzi pentru a intra în vigoare mâine. Sau chiar ieri. Lăsăm data de 31 de fiecare dată, că atunci mi se pare nouă că lucrurile pot fi forțate. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, domnul Donat, noi. Deci, pentru că am venit pe această propunere, vreau să mai spun astăzi, de fapt, într-adevăr, este corect, a spus-o și domnul Matei, am discutat-o și în comisie, de a analiza fișa postului și tot ce înseamnă cu fiecare salariat. Și aia a spus doamne secretară, să vedem cu fiecare parte. Poate am face o discriminare, să se spune, sau poate ne-am băgat chiar total peste atribuțiile primarului. Noi, practic, astăzi am venit aici și aprobăm o grilă. O grilă. Domnul primar a venit cu o propunere. Noi am făcut un amendament de a mări acea propunere, între care domnul primar are marja de salarizare pe gradații, pe coeficienți, pe tot ce este. Deci dânsul îi încadrează, pe treaba dânsului. Și este falsă ideea că numai primarul are dreptul de a face propunere. Nu ia nimeni atribuțiile unui primar. Legea spune. Nu, legea nu ia nimeni atribuțiile primarului sau dreptul de a face proiecte de hotărâri. Dar același drept îl avea și în asta. De a iniția. Nu dreptul în totalitatea unui primar. Dar aveți dreptul de a face amendamente și proiecte de hotărâri. De aia ne-au trimis și cetățenii, că la spatele unui consilier stă un grup de cetățeni care l-au votat și l-au trimis aici. Și să li rezolvi punctual problemele. Asta am spus. Deci, practic, e o grilă de salarizare care am zis, măi, e ok, sunt anumite persoane și își merită banii, după opinia mea. Mulțumesc! Da, bun, am înțeles. Mai are cineva ceva spus? Da, ceva de... Nu e incompatibilitate. Era incompatibilitate care spuneai să aprobă salariul. Era o chestie, da, era de asta zic ca să nu... Dacă eu cunoaște pe tău. Stimați colegi. Da. Analiza pe fiecare post în parte, încărcătura pe fiecare fiș în parte. Și noi, executivul, am făcut-o. De-aia am venit cu această propunere. Nu credeți că am venit cu propunerea asta haotică așa. Am analizat potențial bugetul,
unde ne putem încadra. Oricum, nu putem merge, rămânim cu salarii descoperite, să facem rectificare de buget ca să ducem bani la salarii, chiar cu propunerea care am făcut eu. Deci oricum mai trebuie banii. Trebuia oricum, că nu era prins în buget. Au fost prins până la sfârșitul anului, am avut bani. Deci oricum, o să facem o rectificare, dar contează cât de mare o facem. Deci eu am analizat fișa fost la fiecare parte, pe fiecare compartiment. Și am, cumva, am cumpărit-o. Noi am cumpărit-o acolo, la postul respectiv, cam aici. Inițial aveam salarii mult mai mici. Dacă le-am să vin cu o propunere, și am zis, domnule, hai totuși să mai forțăm un pic bugetul, să mai ducem un pic. Și să am analizat munca fiecare, munca fiecare muncă. Omul, ce spunea domnul Doran, primarul, viceprimarul, vine pleacă. Ei, și un angajat poate să fie azi, într-unul, două, nu mai e. Dar, fișa, dar postul rămâne. Postul trebuie aprobat și e stabilit salariul ca să-l mai am. Salariul s-a făcut pe postul, pe persoană. Pe exact. Salariul, dacă vine plătit pe postul respectiv, nu cred. Depinde ce înțelege fiecare prin bine plătit. Iar creșterea cea mai mare de la salariile din personalul la primărie au avut-o cei cu salariile foarte mici. Și la ceilalți le-am mai dat ceva. Cei care au avut 37 de milioane. Deci și le-am reglat în așa fel încât să ne și putem descurca noi ca și buget și să ar fi și omul cât de cât mulțumim. De-aia am venit cu propunerea pe care ați văzut-o inițiată din Indefie. Să nu credeți că nu e analizat fiecare post în parte. Fiecare post în parte, în funcție de... Cu toate, chiar să-l aduci la capacitate, la cât are un om de muncă, poate nu poți să-i dai exact. Mai, legi mai prevede un fond de premier de 5% pentru cei care, într-adevăr, muncesc. Și are volum mare de muncă și nu sunt renumerați ca atare, să mai poate la câteva luni, la un fond de premier ca să-i aducem la un nivel cât de cât rezonabil. Deci analiza pe fiecare post, vreau să mă răspund și să vedeți că a fost făcut. Dar spuneți-mi, în situația în care, nu, să zicem, se aprobă la maxim, la toți, în absolut, la maxim, dar mărește salariile mea. La un moment dat bănesc că asta se restrânge în bugetul așa, și automat trebuie să iei bani de undeva, și nu e decât la investiții, adică trebuie să ne gândim... De la dezvoltare. De la dezvoltare, trebuie să gândești, adică ce facem, adică dăm la unii... Obligatoriu numai la dezvoltare, este greșit într-un buget, poți să reduci cheltuieli pe alte capitole. Nu neapărat dacă eu vreau, nu vreau să fac asta în la dezvoltare. Asta este, poți să-mi rezult la... Dar de unde? La cultură, la cheltuieli materiale, la achiziții. Deci, se poate face la fiecare ședință din Consiliul Mărimii Salașului, pentru că ai costă în parte. Sau scădere. Sau scădere. Dar numai să ai cu ce. Discăzut, scăzut și-o. Poate. Acum așa să scazi că să pui. Dacă avem două avizii favorabile, la mai vis. Poți la voastră. Da, poți. Poți nu treacă. Dar mi-e poate nu treacă. Poți nu treacă, da, ce? Nu, eu nu țin neapărat să treacă. Da, eu cred că pe mâna primarului pentru că el știe. Dom'le, dar asta e părerea fiecare. La vot ce este un vot, unde să... Dar nu văd ce treaba pentru că... Nu mai ești niște indicatori, să înțelege asta, să fiecare la vot. Între clirele acestea, dumnealui care ordonator de credit stabilește cât îi se cuvine fiecare. Dacă doriți, veniți, domnule, ne propune, veniți cu statul de funcțiune, asta vor oamenii. Domnule, cât are Popescu de la Agricola, cât are Popescu de la Ionescu, de la secretaria. Veniți și aia puteți să o aprobăm. Aia puteți să o aprobăm. Da, să nu vă rezultăm. Haideți să... Lăsați cu indiscrețiile astea, că nu se dă, dar nu discutăm de salariile de la Casa Prezidențială a lui Trump. Haideți să vedem la... Ce nu l-au pune? De acolo, să punem la pot. Majorat, dați-le, dați-le la oameni ca să duceați mai bine. Domnul, să-l spunem.
diverse. Bun, ce facem cu... Deci, punem spre aprobare... Forma inițială sau amendament? Da. Amendamentul domnului... Se pune la vot. Cine este de acord cu amendamentul domnului consilier Brulan Iulian? La Comisie Economice. Spune la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu mă rog. Deci au fost patru voturi. Da. Păi și nu se mai pune la vot toate. Da, și rămâne în urma cealaltă. Nu se pune la vot și urma cealaltă. Cum se spune? Se pune la vot. Da. Se pune la vot forma inițiată de domnul primar. Forma prezentată de sus. Cine este pentru? 5-6. Păi nu, iese votul de 4 și cu... 6. Acum, poate... Da, poate... Așa. Cine este împotrivă? Cine se abține? Tot 4. Tot 4. Urmează. 1, 2, 3, 4, 5, care ne-am ajuns. Deci da, care am un salarii mai mari ca să responsabilizăm aparatul. Dar asta e greu. Cine s-a abținut? Care doriți salarii mai mici la domnul primar? Cine s-a abținut la forma inițiată domnului primar? Mai supuneți o dată la vot. A doua formă. Cine s-a abținut? Că a fost zis. Cine s-a abținut? Că au fost primii patru. Am demutat. Și și prima și la a doua. Nu. Dom'le, la a doua, poate. Ultimul proiect. Ultima... Au fost 6 pentru. Cine s-a abținut? Da. Cine s-a abținut? Poftim. La care nu? La primul. La primul. Nu la primul. La ultimul. La ultimul. Forma prezentată domnul primar. Ce să mai citesc? Domnule, bag seama că se trage... Da. Băie, să vă spun. Acum nu trebuie să ne supărăm. Nu are importanță dacă trece sau nu trece cu a mea. Veni cu o propunere ca salariații să fie plătiți toate mai bine. Din, v-am spus de ce. Nu trebuie nimeni să stă, că nu se supără nici domnul Rândaru, nici domnul Rândaru, nici nimeni forma care o aprobați. Deci am venit cu o propunere, poate pentru ceva mai consistent. Și nu cred eu cu altă propunere. Da. Trebuie să rămână salariile la fel cum sunt acum, fără... E mai ușor pentru mine, că rămâne același pentru mine. Dar e rău pentru oameni, că rămâne pe același buget. Domnule, dar vă aplicați o lege, nu. Nu, e tot în capul ei. Legea poate să o aplice și o lună peste sau nu. Asta nu înseamnă când ne dă... Eu cred că am spus... Am fost o propunere. Nu trebuie să vă cramponați unii că sunteți 4-5 care nu vorbiți deloc, vă cramponați politic. Spuneți-vă poziția o dată, într-o șeși de aia sunteți... Dar îl întreb pe domnul Ocheanu. De ce v-ați abținut și la formă? Nu, mine, din poate nu treacă. Din partea mea, poate să nu... Și la prima și la a doua, pentru că, pe general, proiectul, eu nu este, din punctul meu de vedere, acest proiect nu dă mie posibilitate, ne prezentând ceea ce a cerut și domnul Matei și eu, nu dă posibilitatea să mă pronunț în cunoștință de cauză. Și atâta tot. Deci, v-am dat explicit motivația. Domnul Mărcuță, același motiv? Eu sunt supărat că n-ați avut discuții cu Consiliul Local. Asta e motivul. Dar acum ce am? Domnul... Nu, acum e târziu pe ce.
Domnul... Dar putea să-și dăm comisie, domnule. Dacă... Nu este pentru lumea, frate. Care-i problema? Am putea face și noi ceva de genul ăsta. De exemplu, la Mărești. Bine,
specificat, domnul Matei Ionel are cuvântul. Cred că a fost o confuzie, domnul Matei Laurențiu, nu contează. Da. Hai, următor, domnul Sărbăresc. A doua problemă, problema a fost ligator și a doua, cine mai puteți spuneți că vreau pe transformator? Sigur, ce m-a întrebat. Eu s-am bănat la oameni care vreau exact ăla. Nu mă veniți, doar atât și mănăstirea și alte locuitoare. Este depus, am reușit, l-am depus, este înregistrat, așteptăm răspunsul de la Gal la verificare. Galul verifică și după aia la aprobare? Galul verifică, îl trimite la Avir la Iași, spre aprobare. Avir la Iași de soluție și apoi îl cheamă la semnat contract. La mare se derulează prin Gal, nu prin Avir, dar Avirul verifică. Am înțeles, deci aprobarea de Avirul Iași. Nu Galul de la Onești. Galul numai până e în exist. La ei se depun. Se depun, am înțeles. Mulțumesc. Și știți cumva cam când, o lună, este două, trei? Două, trei săptămâni. A, nu uiți vorba de luni. S-a închis lunea, de acum să fac rapoartele de... Și în septembrie se deschid prin ce știu, se deschid prin nou. Aceeași sesiune? În cazul în care e o problemă. Mai e posibilitate, mai spune de altfel. Adică refuză pe un anumit motiv, dacă îl refuză. Și în septembrie se redeschide din nou banii de la Căiuți, nu ia nimeni, că sunt pentru Căiuți și... Normal ar trebui vreau să-i dea rezultat. Normal, nu, sigur, nu normal. Da, bine, mulțumesc. Domnul consilier să mă răspundă. Da, mulțumesc. Vă informez, stimați colegi consilier, că ieri s-a înființat asociația, s-a pus bazele asociației sportive Viitorul Căiuți, cu mai multe secțiuni sportive și de punerea în operă acestei hotărâri a adunării generale a fost mandatată doamna secretară Ramona Căpățână ca să putem să obținem personalitatea juridică și toate cele necesare viitoarei activități sportive în Comuna Căiuți. La ora actuală, domnul președinte, accentul, domnul primar, accentul cade pe jocul de fotbal, iar situația juridică a terenului de fotbal este puțin incertă, zic eu, dumneavoastră veți fi în măsură să o faceți mai clară și vă propun, domnule primar, de pe acum în ședința de asta, ca în anul 2018 să fie introdusă, sau de pe acum să fie introdusă cu execuție în 2018 un proiect de hotărâre prin GAL pentru amenajarea stadionului comunal Căiuți. Al doilea aspect, nu ați venit cu nicio propunere în legătură cu Iarmarocul din 29 și mai ales cu programul artistic al Iarmarocului. Am discutat anterior că comercianții care dețin ponderea cea mai mare să-și plătească artiștii, dar avem și propuneri de a participa la manifestările noastre din partea unor artiști din Moldova și ar fi trebuit să-i nominalizăm ca să putem lua legătura cu ei pentru încheiere de contracte. Nu știu dacă mai e timp de acum. Mă opresc la Sorișta Gurău de la Macău, la Sorin Filip de la Suceava și la Laura Olteanu, tot de la Suceava. Și cred că sunt în asentimentul cel puțin al domnului Olteanu 100% și a celorlalți colegi, ca să nu mai avem de-a face cu Axinte în Comuna Căiuți. Cu echipa Axinte. Am fost astăzi împreună, am făcut amplasamentul la monument, la Tralea, pe care îl vom dedica aniversării centenarului marilor bătălii din zona Pralei. Spune și unde, dacă tot ați spus. Nu știu cum spune. În colț, pe biserică, pe partea dreaptă. De da? Este un cetățean. Acolo, foarte vis-a-vis de Troița care este. Deci, foarte bine. Foarte de treabă, acela este în zona Pralea. Problema este că... Ați găsit o locație pe Pralea. Tot la Pralea, pe data de 3 septembrie, pe dealul Sepu, a crezut la datoria Pământul și Țara, Ecaterina Teodoroiu.
Pe data de 3 septembrie s-a întâmplat treaba aceasta. Pe 3 septembrie nu-i nimeni la școală, dar dacă începe școala pe 14 sau pe 15 septembrie, să o începem cu această festivitate de dezvelire a Polipralia, care să se numească Ecaterina Teodorovici. Luați măsuri, faceți demersuri ca inspectoratul școlar să aprobe această denumire și la școală, în cadrul festiv, cu invitați de la inspectoratul școlar și oficialitățile din primărie, să fim acolo prezenți la dezvelirea firmei Școala Generală Ecaterina Teodorovici Pralea. Și o ultimă chestiune care să vină tot în sprijinul dumneavoastră al primăriei. Dispuneți aici de un teren de joacă care este un pericol real pentru copii. V-am rugat și vă repet acum, faceți un regulament de funcționare a acestui loc de joacă, între ce ore și ce ore, și între ce ore se pot desfășura activitățile de joacă și recreere, cine poate participa, ce copii, între ce vârste, pentru că balansoarele astea sunt călărite de toate țigăncile de peste linie, să-mi iertați, de toate romele de peste linie. Așa. Și ferească Dumnezeu să întâmple un accident, nu este niciun avizer undeva să spună că acești copii care vin la parcul de distracție trebuie să fie supravegheați de educatori sau de părinți. Dacă lipsește așa ceva, un accident care se poate, Doamne ferește, aici, cade în sarcina dumneavoastră. Mergeți și vedeți băncile care sunt aici în spațiul de joacă, toate sunt dezmembrate de acești turbulenți de care nimeni nu se ia, care la ora 10 noaptea, 11 noaptea chiar, bubuie aici în curtea dumneavoastră, lângă primărie, fără să existe nici, fără să iasă pasnicul de noapte de aici sau un polițist local. Este strigător la cer ca aici, să lângă primărie, să întâmple asemenea vandalisme și să nu să se sesizeze nimeni. Atunci ce mai spunem la periferie în corul? Am terminat. Mulțumesc. Mai avem oameni la periferie ăștia care din ideea care este ca vin la cer. Bine, haideți să o dăm și-o pe glumă, dar vorbim serios. Vă spun sincer că la 10 noaptea, la 11 noaptea, ați făcut un pustiu de bine, ați dat voie lui ăsta cu lemnele, e o închis aici așa. Ei, în cușca asta, în cazemata asta aici, este, vreți să spun cuvântul, oribil, este curbă săraie, domnule. Dacă vreți să vă spun cuvântul adevărat. Da. Dacă mai sunt domnul Matei Laurențiu. În ultimul mandat, domnul Danilă, e primar, de când nu mai vine din mandator, am fost consilier și atunci, se mai obișnuia să stabilim următoarea ședință ordinară. În afilor, dacă faci și acum la fel, chiar dacă apar probleme și dumneavoastră de calaj cu o zi sau două, mi-am notat. Noi nu mai ținem data de așa, nu ținem data de 18 sau 19, nu ținem data materiale. Dar mai ales pe lua dacă e vară, mai trebuie să punem concediu și mai fac programul dinainte să știm cum să spun să ne organizăm. Dar vă sunteți de acord. Și chiar am putea să ajungi acum în probleme. Data pentru numărul de termen. Deci, așa, să anticipăm cumva. Bun, dar toți ca venim, stai și până acum, da. Mai am ceva de spus. Așa, și la urmă, doar. Legat de ce a spus domnul Săzbu, la următoarea ședință să fie și proiectul de hotărâre cu denumirea școlii Pralea. Dar să fie, că am și tura de transport și nu a fost. Dar tot votim, 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 vrem numai salarii, dar să nu încă mai puțin. Da, gata. Așa și mai era o problemă care o să discutăm personal legat de acea sfătuire, dar o discutăm cu ședințe, cu membrii comisii, cu comitetul, vedem. Păi nu, e bine de anunțat acum cu amânarea. Să știi, poate mai întreabă și pe de mai dar știu să de cauză. Toți consilierii s-au înțeles că sunt implicați în treaba asta. Da. Cum ați propus o amânare? De pe 17, pe data de? 100 de ulterior. Deci o să fie anunțat și toți consilierii. Am zis că oficialitățile toți, spuneți motivul, sunt concediu, s-a dat și nici o să îi răspundă conform tante mai ca frenul. Da, să zic. Da, să zic. Da, să zic. Da, să zic. Acum o venit de la un secundă. O secundă vă dau să văd imediat și vă vorbim și subiectul.
Deci ceva să fie înainte de 29 ca să poate să prindem ceva pentru... 25-26. Vorba și de planificarea concerilor, știți? Eu știu. Da? Și mergi, nu? Da. Deci da, păi n-avem cum. Da, ăla că vă nu, lasă vă faci, e bun așa. Vorbim de ședință ordinară. E posibil să avem și o ședință ordinară. Sigur, o să apară niște banii de la drumul, de la Hertiu, suntem ridicați. Banii pe lucrările făcute până la momentul ăsta. S-a trimis toate lucrările la Ministerul Dezvoltării. Am înțeles că îi deblochează banii în perioada asta. Și vreau să îi rectificăm și să dăm celor contemplu. Da. Da. Domnul consilier, domnul Adam, aveți votul. Deci e 25. Da. În principiu. În principiu. Da. Deci nu este... 25. După 24, da. Nu? Da. Vineri 25. A, vineri. Da, bun. Deci... Da. Eu am, să spun domnului Vinci, vedeți, sunt niște becuri lipsi în cartier. Le-a primit într-o seară ca să le schimbați, la iluminat public. Altă problemă, e băiatul cu bărătăria. V-am zis, era acolo un port iluminat, nu merg, nu mai contează, nu mai e. Dar să vedem să-și pună atâtea lemnii pe clavaj, mereu le are. I-am zis, și-a tăiat atunci când eram acolo, când bagă, când gata, dar este urât. Deci este un loc de joacă, este un pavaj, vine și plântește lemnele de foc permanent acolo. Le-a pus și rădat deoparte. Da, dar nu îi mai dat voi să le pună, voi adu-le, curați cu mai sau mai. I-ați dat magazia să acoperi-o nimic. Faceți aia tradițional, din chirierii luați bani, diferență. Chelarea are un anumit contract acolo stabilit. Vă duci chiar și acces și tot. Părerea mea, și așa n-are grijă deloc, că în contract se spunea că să mențină spațiul, să fac curățenii. Asta e ca o colateral, așa, dacă a spus domnul Sârbu. Trebuie și cu locul de joacă. Nu știu, acum nu să știți, ați mai la Casa de Cultură, eu nu știu, că m-am interesat dacă există un regulament. Nu, părerea mea e că trebuie puse plăcuțe avertizoare și să spună copiii până la vârsta de însoțiți de părinți, regulament soție și, mă rog, au acces să vezi indicat copiilor până la 14 ani. S-a văzut și eu câțiva ani, am zis un poliție local, vei, dute, erau de aia mari, 4-5. Le rup, poți să pui de 100 de ori și bănci și tot. Na, se adună că n-am înțeles de vină. E un stadion, e un loc de joacă, normal să vină. Pentru bănci, că aici vedeam, într-adevăr, zic eu, ca lumea aici, ar trebui să fii suprafața lui, atâta plătești. S-a aprobat în Consiliul Local să nu mai fii discuți. Fii la metru pătrat, că ai pus chioși, când faci pe 30 de metri, asta e taxa pe zi. Ai 3 zile, ori atât, societatea cu țară, îi da banii și fai lei. Iar în ceea ce privește, vedeți cu artiști să știți. A spus să nu mai vin accente, nicio problemă, că a fost prin mandatul meu. Problema este că sunt mulți artiști care nu vă vin cu facturi. Și nu vor să deconteze cheltuielile. Și eu nu știu de poate domnul primar să-și permită să plătească la capul scenii 10 de mii. De asta s-au ales variante care să fie ilegale să stea în picioare. Că după un joc de ăsta nu face bărciul cu scandalul care e după... Artiștii vor fi achiziționați după SEA. Cine nu are SEA, nu vă urcați să șer. Cum? Artiștii vor fi achiziționați după SEA. Cu contract. Cine nu are, nu este postat în SEA, nu va urca pe scenă, nu va putea... Clar. Poate nu vine nimeni din punctul de vedere, dacă nu are SEA și nu are contract. Domnule, nu stăm de vorba. Achizițiile sunt achiziții. Primăria este solicitant, artistul este cel care acceptă.
artistul trebuie să accepte regulile primăriei, ca organizator de manifestare. Dacă vine și ia niște bani, trebuie să semneze pe un act ceva. Că nu o să plătească primarul sau consiliere sau nu știu cine din primărie că a venit nu știu care artist. Uitați, m-am uitat acum pe dimineață și am văzut de la Jina o manifestare la care a fost preotul Comohaci. Nici pe departe nu ia lumea în seamă ce i-au făcut delatorii aia, că primit cu flori, cu aplauze, luat pe sus, până... Și chiar dacă o fi bine, spunea acolo comentatorul, noi avem contract cu Părintele Comohaci din luna aprilie. Și dânsul și-a onorat contractul. Păi noi acum credeți că mai putem face, mai găsim liber pe oameni? Bineînțeles. Da, pentru bani? Puneți o cerere de ofertă că să... A, oferte! Nu, dar avem oferte. Așa am strâns pe birou. Avem oferte. Conteam de oferte. Păi, poate vă sună, trimiteți oferte pe e-mail, mai trebuie să trimite. Asta ar trebui să fie mai multe discuții. Și domnul Mărcuț, mulțumit că... Oricum nu sunt mulțumit. N-am spus eu, vreau să spun, dar a spus-o dus. Nu, nu, nu. Degeaba îl cheamă Ion, atât timp cât lăm nu se pune, trotuar nu se face, aia nu se face, nu poți spune. Domnule, dar și dumneavoastră ești parte din acest organism. Da, și mai faci în parte până ai muri. Asta e. Ai contract? Da. Acum, haideți că e la diverse. Nu vreau să... Ca o paranteză și o... Să mai ai mai domnul Scos, chiar ca o paranteză și o glumă. Vreau să mulțumesc coaliții PSD și PNL și m-au susținut la salarii măriți pentru cântării. Și ca o completare, ați avut timp 12 ani să măriți cât ați vrut. Nu, dar legea. Era în echipă la măriți. Da? Acum eu le măresc așa treptat. Cum am scăzut impozitele, așa măresc salariile tot treptat. Că nu pot... Impozitele e fals. Nu știu dacă e fals pentru dumneavoastră. Din astfel de situații, cu reclame, care pot fi înteneate, neînteneate, eu v-am mai propus un aspect anume. Dacă se execute lucrări la anume obiective, înaintea recepției finale să se facă acele pre-recepții, de către dumneavoastră executivă, de ce nu sunt o parte din consiliere local din zona respectivă. Am apelat la dumneavoastră, respectiv domnul primar și viceprimar, pentru drumul vânțării de obiective. Am mers la câteva puncte, unii erau și ați constatat, ați fost de acord că sunt necesare executarea unor lucrări pentru înlăturarea unor reuși. Lucrurile au fost promise în anul precedent, le-ați promis și în acest an, nu văd absolut nimic. Ba mai mult, va veni o zi când veți face recepția finală, veți de conta toate cheltuielile și vă veți întâmpina cu următoarele aspecte. Eu nu fac referit la șanțe și la asfalt în principal. Acostamentele drumurilor respective a luat materialul rezultat prin săparea șantului, l-a mutat cu utilajul respectiv în partea opusă. Deci pe acostamentul sau lângă acostamentul. Ăla nu e terenul lui să-și bate el joc, adică să-și facă grămezi de material. Am discutat, mi-am permis, pentru că era întâmplător terenul mamei mele acolo. Am discutat cu șeful responsabil de lucrare. Dom'le, dumneavoastră, nu trebuie să faci treaba asta. Păi, dom'le, la cine? Păi lasă că luăm. Iată de ce sunt necesare prerecepțiile dumneavoastră și noi, consilierii care ne dăm cu părerea, înaintea recepției finale. Și acum, punctual, dacă vor fi rezolvate cele două probleme ridicate, Mărcuți acolo cu cele două șanțuri și la funcționa din partea rubenă. Dacă da, sau ba, ca să știm. Al doilea punct.
El s-a făcut, a fost un pas mare prin demararea activității de înființare a asociației sportive. S-a propus el, și astăzi se poate vorbi bine, că predominant să fie formă. Domnule, mișcarea sportivă trebuie să fie de masă. La mișcare sportivă să participe cât mai mulți, nu numărul unei echipe de fotbal doar. Disciplinele să fie cât mai diversificate, fapt pentru care, pe lângă propunerea domnului Sârcu, de a realiza dumneavoastră un proiect pentru rezolvarea terenului de fotbal prin gal, vin cu propunere în fața dumneavoastră, cu anticipație să demarați, să faceți demersul către inspectoratul școlar pentru schimbarea destinației spațiilor libere din școli. Sările respective să le preluăm, să le preia asociația, noi consiliul local găsim o soluție, să le dăm utilitatea acestora pentru șah, tenis de masă, mergem la sporturi multe, arte marțiale și așa mai departe. Orice, asta. Merg mai departe cu propunerea următoare. Este un singur teren de tenis de câmp în comună, nu știu dacă la care acum nu ne interesează, în comuna Câiuță. Ăsta de aici, două sau unul? Unu? Unu. Domnule, este un singur teren de joacă la nivelul ăsta aici, care trebuia făcut în spatele școlii. Dar sunt mai multe, nu sunt și la școli? Păi, acum, da. Dacă dumneavoastră considerați că sunt terenul de sport, de joacă, da, dar nu și de sport. Merg mai departe. Gândindu-ne în faptul, ați discutat de proiectul Căiutul cu continuarea asfaltului. De ce oare nu ar putea să facem, dacă tenisul de masă ar putea fi promovat și favorizat a se desfășura în sânde de clasă, dacă faceți demersurile pe care le-am propus, tenisul de câmp, doamne, să mergem în fiecare școală, în curtea școlii, în spațiile respective, pentru că nu știu dacă costurile s-ar ridica atât de mare să se pună un petic de asfalt și să se realizeze și acest astfel de teren. Domnule, baza materială trebuie să o constituim noi Consiliul și dumneavoastră, adică noi să deliberăm și dumneavoastră primăria să sprijiniți această asociație. Banii pentru o echipă de fotbal sunt foarte mulți. Banii pentru sporturile înalte care dau posibilitatea unui număr cât mai mare să participe, să fie discipline diverse, sunt un pic mai puteri. Iată de ce vă propun să ne gândim și la aceste aspecte. Referitor la consfătuirea respectivă, domnule, în ședința precedentă, aia ordinară sau extraordinară care a fost, s-a pus problema și s-a stabilit data. Am hotărât astăzi altă dată. Să aveți atunci un comitet de organizare. Domnule, pentru, mă repet, cu riscul că mă repet, că vă plictisesc, vă spun următorul lucru. Această consfătuire își va atinge scopul acela de a primi sprijin efectiv din partea instituțiilor județene a cărui reprezentanți îi invităm, numai dacă vom fi în stare să regizăm bine această consfătuire. Astfel încât, stimați colegi, vă rog respectuos, gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră la un set de întrebări pe domenii de activitate, să fie plecate din gurile noastre sau din gurile cetățenilor care vor fi participanți la această consfătuire, astfel încât să primim răspunsul și lucruri promisiuni din partea reprezentanților instituțiilor județene. Vă mulțumesc! Da. Vă fac securitate toate proiecte de hotărâre pe următoarele zi. Vreau să dacă încă ea. Dacă vreau să mai spun și eu ceva. Da, oricum, o să vă ascult. Da, în afară ședințe, hai. Deci, nu știu dacă o parte în dumneavoastră are acces la internet, la datele care sunt. În munca care am depus-o anul trecut, când se făceau recunoșuri cu un braț numai după SF-ul și au venit rezultatul de selecție la Ministerul Dezvoltării prin PNDL, acele proiecte pe care noi le-am inițiat. Sunt și lucrătoare și mai puțin lucrătoare. Deci avem prins finanțare pentru reabilitare dispensat uman. Deci
am discutat și cu constructorul care a avut contractul. Renunță pe orice fel de problemă. Dar ați văzut perioada de finanțare? Până în 2020. Până când? În 2020. Dar credeți că... Dar ar avea comuna banii care ne-au dat până în 2020 din bugetul local să faci măcar 10%? Mai sunt și bancari. Păi și merge și pe alea, normal. 7.000 de oameni direcționați la dumneavoastră, v-ați lăsat proiecte aprobate. 1.500.000 de euro, cel care trebuie să faci la dumneavoastră. Ce-ați lăsat dumneavoastră? Nu am lăsat nimic, nu? Toate erau cu zero. Hai, tu ce? Toate erau cu zero. Deci vă spun... Ce să spuneți acum? Toate erau cu zero. Nu vă spun eu. Să vă spun aparatul primăriei. Da, de ce erau primăriei? De ce erau? Păi și nu avea finalitate. De ce n-avea? Dacă continuam în stilul în care mergeați dumneavoastră. De ce n-avea finalitate? Și atât. Păi în ce stil mergeți dumneavoastră cu asfaltarea copilului? L-ați aprobat dumneavoastră? Domnul primar, nu vă dă nimeni afară meritele. Dar ceea ce nu e dumneavoastră, nu e dumneavoastră. Să fie clar. Cum vă spuneți? Din proiectele pe care noi le-am aprobat în Consiliul Local. Cu PNL-ul. Ați anunțat câte sunt care au fost aprobate? 4. Care sunt acestea? Potul la Hertiu. Foarte bine. Viaduct, un kilometru jumătate de asfalt. Așa. 1. Următoarele 3. Bordine? Pot la Praja. Pot la Marinești, unde ești cumulat. Foarte bine. Pot la Damian Mihail la Cârcu. La Căiți, în sat. Și dispensarul. Și dispensarul uman. Deci astea sunt aprobate și sunt și le puteți vedea pe site-ul dezvoltării. Dacă intrați pe site-ul dezvoltării, comuna Căiți. Domn primar, aveți un cartonaș galben pentru Casa Roseti. Mulțumesc, dar n-am ce face deocamdată, vom vedea ce mai putem face. Haideți să ne străduim, am spus. Eu m-am străduit. N-aveți ce face, domnule primar. N-aveți ce face, vă spun eu că aveți ce face. Să-l așteptați, să-l așteptați pe cel vostru. Da, vă propun ceva, pe căluile astea. Da. E chinuitor să stai cu gura uscată aici. Luați legătura cu un distribuitor de tonomate și puneți-l în holul primăriei, cost la cost, un tonomat cu apă și un tonomat, că o să aveți destui consumat. Vă rog și consertați acolo în proiect. Nu, avem tot ce fac, dacă vă contact. M-ar contacta dacă vreau un tonomat. Acasă la de muzică. Eu o trebuie.